După 3 luni de izolare în Cipru, ferma vedetelor a ajuns la final. Sâmbătă, după o finală tensionată, Paul Lipate a ieșit învingător și a câștigat trofeul fermierul anului 2016 și premiul de 50.000 de euro. Ei bine, oameni buni, fermierii s-au întors acasă și vor veni imediat aici în platou și, Doamne, câte discuții vor fi și ce lucruri interesante vom afla. Da, da, vom avea povești și imagini pe care nu le-ați mai auzit și nici nu le-ați mai văzut. În plus, vreau să vă spun că în câteva minute, oameni buni, veți afla cine a fost votat de dumneavoastră cel mai harnic fermier, ferma vedetelor 2016. Așa că înainte de a întâlni pe cei 16 fermieri, vreau să vedem cum a ajuns Paul Lipate să câștige marele trofeu și imediat ne întâlnim cu ei aici în platou. Așadar, câștigător al sezonului 2, ferma vedetelor, este Paul Lipate! La mine? Nu, la Vasile, la Vasile, ai câștigat! Tu ești câștigătorul! Tu ești câștigătorul! Este al tău! Paul Lipate, câștigătorul sezonului 2! A luptat și a câștigat! Trofeul este al lui și premiul cel mare! De 50.000 de euro! Îți aparține, Paul! Felicitări! Lipate! E, Lipate, ne arată! E? Ca la cămin. Ca la cămin, la ATF. Știți de ce am ales o cană asta așa mare? Că nu mama asta mi-intră în nasul, mă. I'm so pretty, I'm so pretty. Bună seara, Stoiane, te aștept ca să cânt. Hai, nărață, să udăm gazonul! Nărață! Nărață! Așa se udă gazul. Dacă intru vreodată la duel, eu îl iau pe oameni. Da. Eu zic să plecăm de aici. Ia. Dar să vă fac mine. Stai așa. Stai, mă, ce n-aveți încredere, mine ați nebunit. Îmi iese din primă. Da? Și îi dau. Îi dau. Îi dai? Și sus acum, bac. Fă cu ea ca toți vreți. Fă cu ea ca toți vreți. Să rămână! Ce, o să fiu tigur câștigătorul! Bravo, Paul! Ne arată, te rog frumos, fii atent la ceilalți concurenți, pentru că nu știu dacă te-am corect. Cele mai frumoase valori stau într-un om curajos. Corect. Și atunci vreau să fiu curajos până la capăt. Mă propun la duel. Eu să-l aleg pe Lipate. Foarte bine. Așa, Paul, așa, puneri! Eu sunt adeptul echilibrului. Dacă sare acu, vin și-mi cer iertare. Și asta mă îndevează. Zice, par și vene și șerpăraia asta. Îmi scoate din minte. Dacă tu, factorul uman, nu reușești să-l păstrezi echilibrat în fața celorlalți, pentru mine e un mare semn de întrebare. Prietenul nostru e mort. Și îngropat. Ce mă deranjează pe mine este că Paul este ipocrit. În ipocrizia ta încerc să manipulezi. Jur că niciodată când trăiesc în viață, n-am să mai pun sufletul în tot ce-am să iubesc. Decideți până ce veți muri, să duceți o viață cu principii morale și să nu vă angajați în nimic ce ar putea dăuna celorlalți. O esență adevărată a omului aici se vede. În momente culminante, în momentele astea, limite. Aici se vede dacă reziști sau nu să fii curat până la capăt. Cum faci, bă? Pentru mine, cel puțin, e foarte important caracterul, până la final. Nu știu dacă sunt bucuros că am câștigat premiul, cât sunt bucuros că am dus toată călătoria asta la bun sfârșit. A fost mai mult ca o călătorie spirituală. Și mă simt... nu știu cum să descriu. Mă simt complet acum.